Catedrala Sfântul Haralambie din Turnu Măgurele este unul dintre cele mai frumoase lăcașuri de cult din Telorman și din țară. Însuși Nicolae Iurga a declarat-o ca fiind a treia ca frumusețe și mărime din România. Construcția inițială a început în anii 1900, iar candelabrul principal este donat de Hariclea Darcle. Ea a fost construită, început în 1900, de către regele Carol, ca moment de recunoștință pentru războiul de independență. Chiar cineva spunea că în toate orașele mari de pe malul Dunării este construită câte o catedrală la inițiativa regelui. Aceasta a fost începută în 1900 și terminată în 1905. Hramul catedralei nu a fost ales întâmplător. De Sfântul Haralambie, pe 10 februarie, trecând turcii, au fost alungați de popor și se consideră această zi sfântă. În timpul cutremurului din 1977, turla catedralei s-a prăbușit și a avut nevoie de reparații importante. Însă, în urmă cu 7 ani, lăcașul de cult a intrat într-un amplu proces de reabilitare și restaurare cu finanțare europeană. Ce s-a putut păstra, după cum vede și tu, cu marmura, este intactă, că de cât s-a curățat și s-a completat unde erau fisuri. Arcada, v-am spus mai devreme, de la ușă până la altar, toate arcadele aveau o fisură și o diferență de vreo 5 cm, s-a intervenit și asupra acesteia prin consolidare cu tiranți, cu injecție de beton și de anumite soluții speciale de jur împrejurul bisericii și prin exterior și prin interior. În luna octombrie anului trecut, preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, a binecuvântat cu aghiasmă lucrările de restaurare și a săvârșit prima liturghie în catedrală. Slujba de sfințire va avea loc în luna mai.